genul programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Astăzi o să discutăm despre un subiect nu tocmai fericit, am putea spune. Din păcate, boala limbii albastre a ajuns și în județul Hunedoara și a făcut deja victime. Este vorba despre 5 zimbri din cadrul rezervației Slivuț din Hațeg care au murit. De asemenea, au mai existat și alte cazuri la anumite animale din Valea Jiului. Despre această boală, despre ce înseamnă ea, dacă există tratament sau dacă se ia de la animal la om, vom discuta astăzi cu invitatul meu, Mihai Jula, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Din păcate, astăzi nu să avem o discuție foarte plăcută, exact. Dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738-888 și, bineînțeles, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, Tu ai cuvântul. Cum spuneam, s-a discutat și se discută despre această boală de câteva luni bune. Iată că, dacă în urmă cu o lună, cred, ne-am întâlnit și făceam public acest subiect și ne spuneați atunci că nu există cazuri de animale infectate cu această boală, acum deja au apărut și victime. 5 zimbri au murit în o săptămână și 10 zile. Haideți să începem cu începutul și să explicăm și telespectatorilor, pentru că, cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră au animale acasă și să le explicăm ce înseamnă această boală, dacă se transmite, care sunt simptomele și de unde a apărut în primul rând, pentru că animalele, în general, din păcate, au destul de multe boli despre care știm sau nu știm prea multe. Haideți să explicăm telespectatorilor ce înseamnă această boală. Da. Din păcate, am ajuns și noi în momentul în care am fost nevoiți să declarăm boala în județ. Sigur că acum o lună discutam de măsurile de prevenire a bolii, de închiderea târgurilor, de încercarea de limitare a mișcării animalelor pentru a preveni introducerea bolii. Din păcate, am reușit să o ținem o lună. Agentul etiologic care răspândește boala, fiind o insectă, un insectă din genul Culicoides, este foarte ușor de transportat, atât cu mașina, cât și prin adierile de vânt, prin autocare. Se pare că a ajuns și la noi. Practic, acest insect a ajuns cu anumite mijloace de transport în județul Hunedoara sau în cadrul unor târguri, cum spuneați dumneavoastră, este posibil ca unul dintre animale să fi fost infectat deja de această insectă. Da. Deci vreau pentru început să luăm începutul. Este o boală infecțioasă produsă de un virus din genul orbivirus. Afectează rumegătoarele, în special ovinele, caprinele și bovinele. Vreau să subliniez și să fiu foarte clar pentru public, nu este o boală care se transmite la om. Nu se transmite de la animal la om, nu se transmite de la animal la animal. Produsele obținute din animalele bolnave, carcasă, lapte, brânză, se pot consuma fără probleme. Deci nu afectează omul sub nicio formă. Asta vreau să fiu bineînțeles, pentru că au fost tot felul de zvonuri și de discuții cum că ar afecta. Nu este, nu afectează omul sub nicio formă. Acum, boala este de... are o origine în special în zonele calde ale continentului, nord-african, partea de sud a Europei. Având în vedere schimbările climatice din ultimii ani, se pare că a ajuns și la noi, prin partea de sud, Bulgaria, Grecia, Bulgaria, care știm că este plină de limba albastră, a ajuns și la noi. Și dacă bine mi-amintesc, cred că primul caz chiar în sudul țării a fost semnalat. Primul caz a fost în sudul țării pe la sfârșitul lunii august, mai rețin exact data. Dar
Important este că a ajuns și la noi, purta de vânt sau de pasageri, de mașini, de autobuze, deci fiind un insect de dimensiuni foarte mici, este ușor este purtată și nu-ți dai seama dacă este mașină sau nu este. Ai luat o mașină, ai dus-o la Hațeg, la rezervație, te-ai dus să vizitezi zimbrii, ai deschis ușile, insecta respectivă a ieșit, posibil infectată, să fi contaminat animalele. Și dacă îmi permiteți o paranteză, pentru țânțarii noștri sau pentru alte gângăni există anumite insecticide. Pentru acest țânțar și pentru nu există, și nu pentru țânțarul poate... respectiv sunt insecticide, se folosesc. Chiar în măsurile de prevenție am recomandat tuturor crescătorilor de animale, fermelor comerciale, administrare de insecticide atât în incinte cât și pe animale. Deci există, se poate. Singura metodă de prevenție, de a preveni ca țânțarul respectiv să ajungă într-o zonă ar fi dezinsecție. Acum, cu rezultatele respective, cât este zona mai mare, cu atât rezultatele pot să fie mai mult sau mai puțin satisfăcătoare. Din păcate, au ajuns la noi. Avem două focare în prezent. Unul la Hațeg, diagnosticată inițial pe două animale, și un focar la Petroșani, în gospodăria unei persoane fizice, la o vacă, la o bovină, care, din fericire, nu prezintă simptome. Deci această boală, proprietarii de animale nu pot să identifice dacă este sau nu greu. Bolnavă, care sunt nu există chiar niciun simptom? Există, dar sunt mai multe moduri. Poate să evolueze inaparent, cum este probabil cazul și acestei vaci de la Petroșani, unde recoltându-se sânge în cadrul screeningului național, s-a depistat, dar fără a manifesta semne clinice. Deci poate să treacă prin boală fără semne clinice, poate să treacă prin boală cu semne clinice ușoare. De exemplu, o ușoară hipertermie 41-42, inapetență, lipsa poftei de mâncare, o ușoară sialoree, jetaj, curge salivă sau curg secreții nazale, curg ochii. Cu simptome ușoare, după care se imunizează în 10 zile, sau poate să fie forme acute, supraacute, în funcție de organismul animalului, de specia de animal, cum a fost și în cazul zimbrii, care se ducă la moarte. Deci literatura de specialitate ne spune că este o boală cu o morbiditate crescută, între 70 și 100%, dar cu mortalitate mică. Tocmai în funcție de specii, de vârstă, de starea de imunitate, de starea de întreținere a lor, de mulți factori concură la simptomele respective. Nu este un patent. În cazul bovinei din Valea Jiului, acolo nu a fost un caz acolo foarte grav. Nu sunt simptome, dar nu este absolut nimic. Deci vaca este în perfectă stare de sănătate, consumă furaje, deci este, nu a slăbit, nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar proprietarul și-a dat seama la timp, probabil, că nu este dat seama. Ceva în neregulă? Sau... Nu. Istoria monitorizării bolii este în țara noastră. Din 2006 se monitorizează specia respectivă de culicoizi. Insecta respectivă face parte din genul culicoide, este o insectă foarte mică. Se monitorizează la nivelul țării și a județului din 2006 cu capcane cu lumină ultravioletă, le puneam în diferite puncte, aglomerări mari de animale, spații de cazare a lor, stâne, păduri. În urmă cu 3 ani de zile, când luase deja amploare foarte mare în Europa, că tot sudul Europei, Italia, Spania, Franța, Germania, toți au trecut prin episoade din astea de boală, s-a luat decizia ca și la nivelul țării să facă un screening pe probe de sânge. Iar așa, în localități țintă, în funcție de număr de animale... Atunci au fost verificate toate animalele din toate localitățile? Sau nu, se face un screening, de exemplu, 15 sau 30 de probe pe localitatea X, în funcție de aglomerarea de ferme. De exemplu, pe zona Orăștie, fiind un număr mare de ferme, s-a hotărât o localitate. Zona Petroșani, o zonă cu munte, cu număr mare de oi, de trecere dintr-o zonă în alta. Da, deci în funcție de aglomerarea de animale. Și asta se monitorizează pe probe de sânge din 2009-2010. Și proba de la vaca de la Petroșani a fost găsită în urma monitorizării respective. Deci nu se știa nimic, vaca nu manifesta niciun simptom clinic, nu manifesta nimic, doar că a apărut la screening-ul respectiv cu confirmarea de la București. În cazul zimbrilor de la Hațeg, aici problema este mai delicată.
Să vă spun toată istoria. S-a înregistrat de la jumatea lunii septembrie o mortalitate la zimbru. La zimbri. Medicul din rezervație a prezentat probele în laborator, dar fără suspiciunea de plutong. S-au efectuat analize și zilele astea s-a finalizat buletinul cu leziuni grave de diaree hemoragică și care se presupune că ar fi fost cauza decesului animalului respectiv. Nu s-au făcut investigații în direcția respectivă, deoarece n-am avut suspiciunea de plutong. Apărând alte cazuri, lucrurile s-au complicat. Deja au început să-și pună problema dacă nu este altceva. Și așa s-a ajuns la prelevarea de probe și trimiterea lor la Institutul de Diagnostic Sănătate Animală de la București pentru confirmare. Simptomele? Rezultatele au venit pozitive, din păcate. Asta este. Dar pe lângă virusul limbii albastre, am cerut și alte viroze care afectează rumegătoarele, tot cu simptomele apropiate. Așteptăm acum și următoarele rezultate. Deci asta se întâmplă în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, cu 10 zile. Așteptăm restul rezultatelor, să vedem că noi presupunem acolo și o suprapunere de alte infecții și alte viroze pe animalele respective. Acum, din păcate, ieri au mai decedat 2. Am fost sunat aseară, ieri după amiază au decedat. Bun. S-a procedat la recoltarea de probe. La necropsia efectuată la fața locului s-a constatat probleme cardiace grave, care după descrierea modului în care au decedat, unul era într-o stare mai avansată, cu simptome mai avansate, dar... Avea simptomele acestei boli, să înțeleg? Sau... Aveau lipsa poftei de mâncare, slăbiseră, aveau ușor jetaj, dar nu pronunțat cum au fost celelalte 2 cazuri. Se reușise izolarea lor, prinderea lor și s-a efectuat, am înțeles că o zi sau 2 de tratament. Acum la al 2-lea a murit ieri, în vârstă de 2 ani, o femelă. Din păcate, după administrarea antibioticului, am înțeles că la 10-15 minute s-a ridicat și a căzut jos. Și aici avem semne de întrebare. Noi am încercat... Sau nu? Deci, această boală să fie cauza fiind din focar, decesului. Este suspiciune clar. Dar nici la celelalte animale, până nu avem restul rezultatelor, nu putem spune clar, da, au fost ucise, omorâte de către boala limbii albastre de virus sau suprapuse alte infecții. Deci deocamdată s-a diagnosticat virusul limbii albastre pe animalele respective. Așteptăm acum, săptămâna viitoare vor fi trimise și probele de la cei 2 recoltate. Vor fi trimise la București. Se vor pregăti, vor trebui ambalate, congelate, în condiții speciale, trimise cu mașina și probabil pe marți vor pleca la București. Și o să mai dureze probabil o săptămână, 2, până sfârșitul vor veni săptămânii, rezultatele. Pe începutul săptămânii celelalte o să știm rezultatul la plutong, urmând ca încă 10-14 zile după aceea să știm rezultatul la restul virusurilor. Și acolo sunt niște proceduri care trebuie respectate și niște... Se vehicula în presă, chiar astăzi am citit și în presa locală scrisă, că aceste animale, cele de ieri, ar fi făcut infarct. Este... Deci, din primele cercetări, ca să-i spun. În necropsia efectuată la fața locului, asta s-a constatat. Cordul era modificat în așa fel încât s-a presupus infarctul ca problemele cardiace ca cauza inițială a morții. Deci, moartea respectivă, moartea subită. Acum, aici sunt multe de discutat legat de zimbri. Legat de zimbri, haideți că acum în direct este cu noi directorul Direcției Silvice Hunedoara, domnul Radu Crișan. Alo, bună ziua! Să rămână! Ne auziți? Vă aud, eu vă aud foarte bine. Din păcate, sau din fericire, haideți să începem așa, în ultimii 2 ani am avut doar vești bune din partea dumneavoastră și implicit a rezervației Slivus din Hațeg. S-au născut destul de mulți zimbri, dar iată că acum suntem nevoiți să discutăm și despre decesul unora de aici.
Care este situația acum acolo? Da, da, și începe și eu cu introducerea care a făcut tot dumneavoastră. Am fost în emisiune de mai multe ori și mă lăudam cu exemplarele noastre de zimbru de la Slivut. Din nefericire pentru noi, acum a dat și partea grea a lucrurilor peste noi, o boală care, vedeți, este foarte greu de eradicat. Dar împreună cu colegii de la Direcția Sanitară Veterinară și cu medicul curant, eu zic că îi vom aduce pe linia de plutire și în cel mai scurt timp îi vom aduce la forma la care au fost în vară, când mă lăudam cu ei și când erau cel mai frumoase exemplare de zimbru din țară. Cum s-a ajuns? S-a ajuns prima dată, prin data de 14 septembrie, a murit un exemplar mascul. După ce vârste aveau? O să vă rog să ne spuneți că este important dacă sunt pui cu care vă lăudați în ultima perioadă sau sunt cei mai în vârstă, adulți. Sunt și pui, sunt și cei mai în vârstă. Unul din mascul care a murit în data de 28 septembrie este un mascul în vârstă de 6 ani, parcă. Nu am în față datele ca să vă spun exact. Iar femela care a decedat ieri este cea mai în vârstă, avea 15 ani. Din păcate, asta este, boala nu a ales, ne-a luat și două exemplare mature și ne-a luat și trei exemplare tinere. Ne-a luat și doi masculi și o femelă tânără care a decedat ieri, care avea 2 ani. În prezent, câți zimbri mai sunt aici în rezervație? Mai sunt 8 zimbri, din care 4 masculi, toate exemplare tinere, și 4 femele, din care 3 adulte și un exemplar de femelă tânără. Dacă Dumnezeu ne ajută și scăpăm de boala aceasta, ne descurcăm cu ce avem și aducem efectivele înapoi acolo unde le-am avut, chiar mai mare, așa cum ne propuneam. Ce măsuri ați luat în acest caz acum? Ce măsuri ați luat? Exact asta vroiam să vă spun. Prima măsură, am restricționat accesul publicului în zonă, l-am restricționat încă de la sfârșitul lunii septembrie, interdicție care vrem să o menținem până la rezolvarea situației actuale. Este și ar fi foarte dureros ca cineva să vadă un animal în suferință. Este una din pozițiile pe care le-am luat de la început. Administrăm tratamente zilnice stabilite de medicul curant împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare. De o săptămână și facem dezinfecție și dezinfecție la tot țarcul unde locuiesc zimbrii. Hrana am diversificat-o cât am putut de mult și am făcut în așa fel încât să fie bogată în minerale și nutrienți, așa cum este necesar pentru buna dezvoltare a acestor exemplare, și de 2 zile încercăm să construim un nou țarc provizoriu pentru a izola puțin exemplarele care sunt și a le asigura iarbă proaspătă, hrană proaspătă. Încercăm chiar toate posibilitățile pentru a salva efectivele de zimbri. Da, să sperăm că veți și reuși să faceți acest lucru și boala nu va lovi din nou. Pentru că știm cu toții, zimbrii sunt o specie destul de rară. Nu doar la noi în țară, ci cred că în Europa. Sunt o specie rară și eu, cum să vă spun, noi ne-am mândrit ca direcție, eu v-am mai spus la dumneavoastră și când am fost în direct, primul loc de pe teritoriul României a fost Hatego, unde zimbru european exact. Și-a făcut reapariția. Și asta se întâmpla în 12 noiembrie 1958, când a fost adusă prima pereche de zimbri din Polonia. Nici de cum nu o să lăsăm ștacheta și indiferent cât ne chinuie sau cât îi chinuie de fapt pe ei boala, nu ne vom lăsa și eu zic că rezultatele vor fi cele pe care le așteptăm cu toții. Bun, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și să sperăm că nu vom mai auzi de astfel de vești mulți ani de acum încolo și că veți mai aduce și alți zimbri sau veți reuși, știu eu, să se reproducă cei pe care încă îi mai aveți aici în rezervație. Și să se bucure nu doar hunedorenii, ci românii din toată țara, pentru că știu că sunt destul de mulți vizitatori în această rezervație. Faptul că exemplarele noastre de zimbri au fost impecabile, ne-au adus și venituri importante, dar veniturile le putem prin numărul de mare de turiști. Vă dați seama, veniturile au crescut și de 4-5 ori față de o lună de acum 2 ani. Deci numărul de turiști a crescut de 4-5 ori. Asta însemna categoric că exemplarele erau frumoase sau că atrăgeau.
din, până la urmă, reclama merge din vorbă în vorbă și toată lumea recomandă rezervația alături de Zimbi de la Slivut. Îmi pare rău că s-a creat, oricum, s-a creat o isterie poate mult mai mare decât ar fi cazul despre aceste animale nevinovate până la urmă, dar eu sper încă o dată că lucrurile se vor rezolva foarte curând și să ajungem din nou ca în maxim o lună să poți veni la dumneavoastră la emisiune să ne lăudăm că avem noi pui și că lucrurile merg înspre bine. Cam pe când preconizați că veți redeschide rezervația? Eu sper maxim 2-3 săptămâni. Acum totul se va întâmpla în colaborare cu colegii de la Direcția Sanitar Veterinară, de acălor sfat noi ținem seama și vă dați seama, ei sunt specialiști în domeniu și ne pot spune cu precizie dacă mai este caz de focar sau nu, dacă mai prezintă pericol, dacă animalele mai sunt în suferință sau nu. Noi le putem doar vizual da cu părerea dânsii și o dau profesional pentru că este vorba de medicină veterinară. Eu vă mulțumesc că ați intervenit astăzi în emisiune și ați lămurit cât de cât cum stau lucrurile în rezervația Slivus de la Hațe. Vă mulțumesc încă o dată. O seară bună, să aveți la revedere. Mulțumesc. Bun, atunci eu o să mă îndrept către dumneavoastră cu această întrebare, pe când se va redeschide rezervația. Deci, pentru că, așa cum spuneam, sunt mulți vizitatori, oamenii își doresc să vadă acești zimbri, cei care au mai rămas, bineînțeles, însă nici nu trebuie neglijat pericolul care se află în această perioadă aici. Deci, țin să confirm ceea ce a spus domnul director, niște exemplare extraordinare au fost la rezervația respectivă. Astăvară arătau extraordinar. Din păcate, din cauza bolii, animalele au avut de suferit. În ceea ce privește stadiul actual al rezervației, este sub restricții sanitar-veterinare. Se supraveghează zilnic animalele, atât cât se pot supraveghea niște animale sălbatice. Cum a spus și domnul director, se încearcă realizarea unor țarcuri de a-i aduna un pic, de a restricționa spațiul, să încercăm să-i... Până la urmă este carantină și acolo, nu? Este carantină. Și în funcție de cum evoluează situația. Acum vedem rezultatele de la cei doi, sperăm să nu mai fie alte situații de acest gen, dar nu putem ști cum, după cum v-am spus, sunt multe forme de evoluție a bolii, nu știm cum vor evolua pe viitor, dar vor fi supravegheați și sperăm să nu mai fie cazul de asemenea probleme. Cei care au rămas în viață, spunea deci, domnul director Crișan, că mai sunt 8 în prezent. În momentul de față sunt 8. Le-ați făcut analize? Nu le-am făcut analize. Prezintă anumite simptome? Care este situația lor? Mai sunt 8 exemplare. În momentul de față, din punct de vedere clinic, sunt sănătoase. Nu prezintă nicio modificare clinică, nu prezintă nimic. Sunt în stare corespunzătoare de sănătate. Sperăm să nu se schimbe pe viitor. În ceea ce privește manevrarea lor, încercăm să limităm cât mai mult după ce s-au întâmplat zilele astea și din discuțiile avute cu alți colegi care au mai avut de-a face cu animale sălbatice, cum v-am spus, capre sălbatice, cerb, unde în momentul efectuării injecției, ori în momentul efectuării injecției, ori în 10-15 minute după injecție s-au prăbușit, încercăm să limităm accesul și stresarea lor, stresul lor cât mai mult posibil. Deși stresul este unul dintre factorii care poate fiind vorba de un animal sălbatic, căruia nu este cunoscut metabolismul, nu știm reacția lor la medicamente, la antibiotice, la vitaminoterapie, se poate întâmpla orice. Acum, s-au încercat toate mijloacele posibile de a-i salva, anestezie, contenția lor liberă, boxe individuale, deci foarte multe modalități împreună cu colegii de la Direcția Silvică. De câțiva ani totuși prezentă, nu la noi, ci la nivel mondial, spuneați. Da. Nu au fost efectuate diferite teste, să vadă specialiștii, bineînțeles. Acest tratament este benefic pentru a trata boala respectivă. Fiind vorba de o boală virală, nu este un tratament specific. Singurul remediu care ar putea ajuta puțin ar fi vaccinarea. În momentul de față, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară este în discuție cu Uniunea Europeană pentru a ne permite vaccinarea în masă a efectivelor, atât din exploatații comerciale, cât și din gospodăriile populației. În momentul actual, am trimis solicitări la nivelul autorității pentru permisiunea efectuării vaccinării. Așteptăm confirmarea și vaccinul respectiv. Continuăm discuția, acum luăm câteva minute de publicitate, după care revenim în direct.
Am revenit în direct. Discutăm astăzi despre boala limbii albastre, așa pe românește, ca să înțeleagă toată lumea. Invitat în platou este Mihai Jula, director executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara. Discutam înainte de pauza de publicitate despre vaccinarea animalelor. Despre tratament. Despre tratament, dacă este sau nu eficient și care sunt pașii pe care chiar proprietarii animalelor domestice, că ar trebui să discutăm puțin și despre acest lucru, trebuie să-i urmeze pentru ca animalul fie să-și revină, fie să nu ajungă în astfel de situații ca cea a zimbrilor de la Hațeg. Deci, cea mai eficientă formă de prevenire ar fi vaccinarea, care în perioada următoare se va concretiza într-un fel sau altul. O altă formă este susținerea animalului de a trece prin boală. Perioada este de 7-10 zile până la imunizarea propria animalului. Tratamentul de susținere constă în tratarea posibilor infecții care se pot suprapune pe scăderea imunității odată cu instalarea virusului. Se poate face antibioterapie, vitaminoterapie, tratamente cu diferite antibiotice de ultimă generație și susținere prin rehidratare și bine, tratamente... Tot ce îmi spuneți dumneavoastră, asta înseamnă că proprietarii trebuie să scoată bani din buzunar, nu? Tratamentul nu există se va o campanie face... la nivel național nu, tratamentul gratuită. Se va face de către medicul veterinar abilitat. Dar ăsta este un tratament care poate ajuta animalul să treacă peste perioada viremică a bolii. Recomandăm cetățenilor, în primul rând, să nu intre în panică, să anunțe medicul veterinar pentru să vină să consulte, se va consulta animalul, dacă este cazul, se va institui tratamentul respectiv cu antibiotice și cu vitamine și cu rehidratarea animalelor. Doar în ultimă instanță, în cazul în care tratamentele nu dau eficiența scontată, atunci se intervine de către noi prin recoltări de probe și în eventualitatea decesului animalului, recoltări de organe, trimiterea lor la București pentru confirmare și în ultimă instanță despăgubirea animalelor de către stat. Literatura de specialitate și normele europene consideră boala limbii albastre o boală tratabilă, care înainte de a ajunge în stadiul final se tratează și doar în ultimă instanță se intervine prin recoltarea de probe și prin trimiterea acestora la abatorizare. Deci, până la urmă, este o boală tratabilă. Este totuși o boală care se tratează, dar fiind nouă în România... Există disperare în rândul populației în ceea ce privește această boală. Profit și de ocazia așa de a transmite un mesaj consumatorilor și crescătorilor de animale să nu intre în panică, este o boală tratabilă, dar fiind nouă pentru noi și pe teritoriul țării noastre, anumite trusturi și anumite publicații încearcă să dea o amploare mult mai mare decât ar fi necesar acestei situații. Recomand proprietarilor și deținătorilor de animale să adreseze medicului veterinar în cazul în care constată că animalul nu mai are poftă de mâncare, prezintă probleme de mers, constată anumite salivație excesivă a animalului, secreții nazale abundente. Deci, se numește boala limbii albastre. Boala limbii albastre. În forma... Să înțelegem cu toții că deci la un moment dat forma, da, în forma supraacută și nu acută, avea limba albastră sau... Există posibilitatea ca limba animalului să se tumefieze, să se coloreze într-o culoare violacee închis, gura animalului rămâne întredeschisă, apare salivație excesivă din cauza faptului că limba se edemațează, adică se umflă, nu mai are posibilitatea de a se alimenta cu hrană și cu apă, ceea ce duce la o scădere a greutate și, bineînțeles, la scăderea producțiilor. Acest lucru, să înțeleg că se întâmplă așa în ultima fază sau poate fi chiar poate de la începutul fi chiar de la început, instalării acestei boli? Forma supraacută a bolii se poate întâlni simptomele respective cu ulcerații și afte la nivelul cavității bucale, adică niște răni la nivelul cavității bucale, ceea ce împiedică și prehensiunea furajelor și tot. Și asta se numește boala limbii albastre. Dar, cum am spus, este o boală tratabilă, luată din timp, se tratează ca orice boală în 5 zile de tratament cu antibiotice și vitaminoterapie de susținere. Până se trece peste faza viremică a bolii, animalul are șanse mari de scăpare. Cum v-am spus la început, literatura de specialitate prevede o morbiditate de 100%, ceea ce înseamnă scăderea producției și slăbirea animalului cu o mortalitate relativ mică. Acum, poate să apară mutații ale virusului prin atâtea animale, deci pot apărea
tot felul de posibilități. În cazul în care, mai des să vorbim despre bovine, da. Este gestantă. Se transmite de la se transmite transplacentar, poate să determine și avort sau diferite alte probleme, dar în special avort. Deci se transmite transplacentar, prin intermediul placentei se transmite. Nu se transmite de la un animal la altul, dar prin transplacentar, prin intermediul placentei se transmite, sigur. Asta este recomandarea principală, atenționarea și adresarea medicului veterinar pentru tratamentul de susținere. Da, și în această perioadă cred că este indicat că orice simptom ar avea animalul să se prezinte la medic. Mai oamenii, ales că... oamenii sunt destul de receptivi, deci s-au prezentat, a crescut numărul de solicitări la medic, dar... Deci în această perioadă a se crescut înțeleg că numărul merg de mai solicitări. Mulți hunedoreni la medicul veterinar. Exact, dar fără confirmări în alte părți deocamdată. Din cauza prezentării în media, sigur că a crescut numărul solicitărilor. Fiind o boală cu o perioadă de incubație lungă, până la 80 de zile, între 7 și 80 de zile, simptomele poate să ne apară dacă animalul a fost înțepat de insecta respectivă în august sau septembrie, poate să ne apară animale bolnave octombrie, noiembrie, decembrie. Așteptăm să vedem cum evoluează situația epidemiologică la nivelul județului. Vine iarna, rezistă această insectă și pe perioada iernii? Ce, la noi... Facem o trecere la închiderea târgurilor. Insecta respectivă, sub 15 grade, se inactivează, moare. De asta s-a și luat decizia de a interzice târgurile pe o perioadă de o lună de zile, în încercarea de a limita mișcarea animalelor în perioada de activitate a vectorilor. Fiind deci deja, în această perioadă târgurile sunt închise? Începând din 5 octombrie, târgurile s-au deschis pe tot teritoriul țării. Expozițiile de animale, sau am efectuat la nivelul județului și niște expoziții de animale, alea n-au fost închise. Târgul este prezentarea animalelor cu intenția de vânzare spre persoana respectivă, iar expoziția este doar cazare și adăpostire temporară a animalelor, după care se întorc în exploatațiile de origine. Fiind vorba de niște expoziții la nivel local, la nivelul unor localități sau a unei părți a județului Hunedoara, riscurile au fost foarte mici sau chiar inexistente pentru apariția bolii respective. Acum, ținând cont de evoluția bolii și în județele vecine și faptul că aproape toată țara este în aceea zonă de protecție de 100 de kilometri în jurul focarilor, mai existând în momentul de față două județe din nordul țării libere, care nu sunt în diferite forme de zone de restricție, decizia deschiderii târgului este o decizie normală, pentru că în momentul respectiv, în aceea zonă de protecție sau de supraveghere, animalele pot circula liber cu formularele de mișcare aferente, cu adeverință de la medicul veterinar, cum că sunt sănătoase clinic în momentul transportului. Bineînțeles, transportul efectuându-se cu mijloace autorizate sanitar veterinar și cu certificat de dezinsecție. Ce este mai deosebit, intrând și județul și țara în zonă de restricție, ar fi comerțul extern cu animale, atât exporturile cât și comerțul intracomunitar. Chiar vreau să vă adresez această întrebare pentru că știu că abia ne-am revenit pe piața externă și acum există riscul să ne întoarcem de unde am plecat? Nu există. Deci revenirea este o revenire bună pentru că am ajuns în locul 3-2 în Europa, în special la exportul de ovine, la exportul de bovine, de tineret bovin. Deci treburile urmesc foarte bine. Va fi puțin un pic de problemă la export, deoarece se vor solicita examene în plus pe fiecare cap aici de animal. Aici vorbim și de animalele vii și de cele tăiate? Doar sau... de cele vii care merg pentru creștere. Pentru creștere și îngrășare, animalele vor fi supuse a două teste de sânge efectuate la DSV Hunedoara sau la alte județe, alte laboratoare autorizate din țară, pentru sacrificare directă, direct de la abator din țară,
către un abator extern, se merge liber doar cu adeverință de la medicul veterinar al exploatației respective, cum că animalul nu prezintă semne clinice de boală. Iar exportul de carcasă și comerțul intracomunitar de carcasă este liber, se poate efectua fără nicio problemă. Nu va fi niciun fel de problemă. Singura problemă va fi animalele vii care merg spre creștere și îngrășare, deci care nu merg la sacrificare imediată, vor fi obligați proprietarii și deținătorii să efectueze două probe de sânge. Care până la urmă cred că este absolut normal să se efectueze aceste probe sau... Nu știu, poate așa se fiind în zone, evită fiind și în zone și de restricție, asta presupune legislația europeană, regulamentul 1266, spune clar că la ieșirea din zone de restricție pentru creștere și îngrășare este nevoie de anumite analize suplimentare. Cam asta ar fi situația cu boala limbii albastre. Deci restricții majore nu vor fi. Ați mai semnale și din alte părți ale județului, din alte localități deocamdată cum care nu exista? Avem, pentru că spuneați că foarte avem. Mulți unedoreni au mers în această perioadă la medicul veterinar din, pentru a vedea care este exact starea sănătății animalelor. Din relatările colegilor din teren au crescut numărul de persoane care s-au adresat lor, dar... fără a avea probleme deosebite, animalele revenindu-și după tratament și fără suspiciune de... Deci nu mai există alte... în prezent în momentul suspiciuni. De față nu mai avem nici confirmări, nici suspiciuni la nivelul județului. Bine, important este că nu se transmite de la animal la om această boală, că puteți consuma liniștiți produsele, fie lapte, brânză sau carnea animalelor. Foarte fără important. Niciun fel de carnea de problemă. Fără nicio problemă, da. Și este important ca oamenii să nu intre în panică. Este o boală tratabilă. De obicei se creează această panică dacă ne gândim la tot ce-i nou. Și la ce se întâmpla în urmă cu câțiva ani cu gripa aviară, cu gripa porcină, când a fost adevărată isterie de la, nu știu, ca din capitală până într-un până sat în uitat, de evei. Exact, până sau într-un sat uitat de lume în creierii munților, a fost nebunie cu aceste două boli de care poate se știa de mai mult timp, însă atunci au apărut atunci și au apărut. Creat panică. Acum, având în vedere schimbările climatice... La fel este și acum. Exact, schimbări climatice, lumea se schimbă, se mișcă, se evoluează, o să apară permanent noi provocări, noi boli, noi simptome, se vor schimba simptomele care le știm noi clasice. Deci vor apărea permanent noutăți și sigur că lumea e reticentă când aude ceva... limba albastră sau gripa aviară sau... Mai ales că nu este corect informată sau informația nu ajunge de fiecare dată corect la oameni. Da, deci este foarte important ca presa oameni. Să informeze foarte și corect presa și... presa și dumneavoastră ca și reprezentant al instituției și angajații care sunt noi, acolo cât... și nu doar da. Cei de acolo, pentru că în fiecare comună există primărie, există oameni acolo angajați care... pot furniza aceste informații da. Corect, repet, pentru că informațiile circulă, însă nu întotdeauna așa cum ar corect, trebui să, așa este, să așa fie. Este. Noi avem, am informat, s-au informat toate primăriile încă de acum o lună, când a început isteria cu boala limbii albastre, am informat primăriile, am informat medicii veterinari, crescătorii de animale, agenții economici, în ceea ce privește simptomele, să explice oamenilor de la țară ce se întâmplă, cum se întâmplă, dar inevitabil toate problemele respective. Bun, da. O să vă ținem și cum... pe dumneavoastră telespectatorii la curent în cazul în care mai apar astfel de cazuri. Noi sperăm să nu mai aveți de-a face cu asemenea situații și mai ales la zimbri să nu se mai întâmple aceste astfel de cazuri. Sperăm să nu mai fim nevoiți să se întâmple asemenea cazuri, dar nu se știe, nu putem ști, este o boală care este în evoluție și... Dar sperăm să nu mai avem probleme legate de animale. Mai avem 4-5 minute din emisiune și știu că în această perioadă de obicei dumneavoastră, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare, efectuați acea vaccinare aeriană pentru animalele sălbatice. Ați început această vaccinare, urmează, care sunt pașii? Pentru că și aici și populația este interesată, sau cel puțin ar trebui să fie interesată de acest subiect. Da, este începând cu 6 octombrie, se desfășoară la nivel național un program de vaccinare în mediul silvatic, aerian. Programul va avea 3 etape. O etapă de informare a populației prin afișar stradal, în special în zonele cu păduri, în zonele rurale, la periferia orașelor, cu atenționări că se vor efectua
vaccinări aeriene. În cazul în care se vor găsi momentele respective, ce să facă, să nu se atingă de ele, să anunțe medicul veterinar. Ce conțin aceste momeli? Vaccinul. Aceste momeli sunt făcute un material care este pe placul animalelor respective, animalelor sălbatice, carnivorilor în special, iar în interiorul lor se va găsi o capsulă cu vaccinul care va imuniza animalul. A doua etapă presupune distribuirea aeriană a momelilor. La noi în județ preconizăm că va începe în jurul datei de 26-28 octombrie și va ține până prin 6 noiembrie. Iar a treia etapă este administrarea de momeli vaccinale în manual cu reprezentanța Direcției Sanitare Veterinare, cât și a asociațiilor de vânătoare și a Direcției Silvice, direct la vizuinile vulpilor, în special, a animalelor sălbatice. Este un program la nivel național, desfășurat de câțiva ani buni, de 4-5 ani, cu efecte, zic eu, foarte bune și foarte benefice la nivelul populației de carnivore sălbatice, deoarece incidența rabiei în mediul silvatic a scăzut foarte mult. Deci în județul Hunedoara au scăzut cu 80% incidența de animale infectate cu rabie la nivelul vulpilor și a restul animalelor sălbatice. Rabia, mediul silvatic fiind un rezervor pentru rabie, sigur că se transmitea și la animalele domestice. Deci, automat au scăzut și la animalele domestice infectările cu rabie, în special la câini. Câinele se bătea cu vulpea în gospodăria populației, după omora vulpea sau câinele, se constata că unul este infectat, automat intra toată gospodăria în restricții, toate animalele trebuiau vaccinate. Deci prin vaccinarea în mediul silvatic s-a redus foarte mult incidența atât în mediul silvatic arabic cât și la animalele domestice. În cazul în care un animal domestic ajunge la momeala aceasta pentru vulpi și consumă, se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic, se imunizează și el, dar este recomandat ca animalele să fie ținute în casă pentru că este o concurență pentru animalele sălbatice. Mâncând animalul domestic, nu mai ajunge unde este destinată vaccinarea respectivă. Și la om? Pentru că mai sunt și oameni... Nu recomandăm. Deci nu recomandăm sub nicio formă. Nu recomandăm oamenilor să încerce să... Dacă se găsește, recomandăm să fie preluată într-o pungă sau cu o mănușă, să fie predată medicului veterinar, să fie... Să consume. Sub nicio formă nu recomandăm consumul acestora de către oameni. Atenție mare la copii. În cazul în care se constată sau se găsesc pe... în grădini, pe pășuni, la lizierea pădurii, aceste momeli sunt rugați să se adreseze medicului veterinar, primăriilor, să predea momele, dar sub nicio formă să nu încerce să guste sau, Doamne ferește, de alte nebunii. Cel mai sigur este să le lase acolo unde să le găsesc. Să le lase acolo unde le găsesc, să nu pună mâna pe ele. Asta până în 6 noiembrie, spuneați că... Până în 6 noiembrie se va desfășura campania aeriană. Acum, momelele s-ar putea să nu fie consumate imediat, deci se recomandă nu ca în următoarele... programate nici vulpile, exact, cum să consume în următoarele exact când le puneți. 3-4 săptămâni ca animalele să fie restricționate, cele domestice, să nu le mai dea drumul pe afară și sigur, măsurile de precauție, să nu pună mâna pe tot ce găsește jos, că vai de mine, oare ce-o fi asta? Că... Deci mai în sunt această oameni. Perioadă, aceasta este campania pe care o desfășurați, campania de vaccinare aeriană pentru animalele sălbatice. Se face în continuare supravegherea pentru screening-ul pentru pluton prin recoltarea de sânge din localitățile țintă și campania de vaccinare în mediul silvatic, momentan. Sperăm ca rezultatele să fie la fel de benefice ca și până acum în campania de vaccinare, iar în ceea ce privește plutonul, să dea Dumnezeu să nu mai apară cazuri. Dar totul este posibil, fiind perioada de infectare foarte mare, până la 80 de zile, deci până în decembrie ne putem aștepta la orice situație. Sperăm că până în decembrie va muri acea insectă, că spuneați că de la minus 15 grade, în mod normal, nu ar trebui să mai... De la sub 15 grade, insecta nu mai este viabilă, deci părerea mea este că și în momentul de față, fiind atâtea zile sub 15 grade, în special noaptea și... Au fost zile... Deocamdată nu au fost cu sub 15 grade. Au fost și la începutul octombrie și la sfârșitul septembrie
Am fost câteva monitorizat zile, și am nopți. Văzut că au fost, da, nopți sub 15. Deci activitatea lor trebuie să fie redusă foarte mult și nu cred că mai este riscul infecției acum, doar ce poate apărea ca urmare a înțepăturilor și a infectării în timpul verii. Da, să sperăm că veți reuși să, să sperăm eradicați că nu... această boală, cel puțin pentru județul Hunedoara și să nu mai fie probleme nici cu exportul, nici cu târgurile și oamenii să poată comercializa liniștiți animalele pe care le au. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru precizările făcute și vă mai aștept și cu vești mai bune. Mulțumim, sperăm să avem și vești bune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor, rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează știrile Hunedoara TV, prezent de Nicoleta Pârva. Eu vă doresc o seară plăcută, la revedere! Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Avertisment. La fiecare 12 ore, un român devine victima incendiului.